Salut și bine ați venit la un nou video în care o să vorbim despre punctele intermediare. Cum adăugăm un punct intermediar la traseul nostru? De exemplu, avem traseu, da, urmărim aici, vedere generală. Avem traseu de la Amsterdam la Rotterdam. Dăm un pic de zoom să vedem exact despre ce vorba. Poate că eu vreau să trec prin Utrecht, de exemplu, Utrecht-ul e aici. Poate eu vreau să trec pe acolo. Și unul din una din variantele pe care le am este să mă uit la favorite. Afișează totul pe hartă. Vă avertizez că am multe favorite. Așa. Și mă uit aici, pe traseul ăsta, da? Vreau să mă opresc într-o parcare lângă Utrecht. Și am aici două parcări. Dau zoom pe ele. Aia e pe banda mea de mers, să zic așa, pe sensul meu, da? Asta merge încolo, asta vine, deci eu vin de sus de la Amsterdam, vin pe aici, după aia mă duc la Rotterdam și dau mai departe, punct intermediar. Și o să mă ducă pe la Utrecht, pam, pam, după cum se vede, da, mă duce pe la Utrecht. Bun, dau înapoi, că mie nu trebuie, puteam să dau star dacă era... Pe următoarea stradă, așa. Virați la stânga. Nu vreau să merg pe acolo. Altă variantă de a-mi căuta punct intermediar. Dau pe căutare, da, am văzut. Dau pe căutare, mai multe, nu, aici după aia. Căutare pe hartă. Aici mi-apare ultima, da, aia de la Utrecht. Să zicem că eu de data asta vreau să merg pe la, uite pe aici. Da, pe la Dordrecht, să zicem. Am acolo de spălat. Trebuie să spăl ceva, poate. Și caut pe hartă, da? Caut pe hartă, hai să căutăm o parcare, da? Să nu căutăm chiar așa în o parcare, ceva. Uite că avem aici. Așa, pe aici. Și dăm pe ea, că ea e benzinărie. Punct intermediar. Și ne învârte și ne întoarce și ne duce la parcarea aia. Vedeți? Ne aduce pe acolo, ne întoarce, nu știu ce, ne duce la parcare. Dar nu-i dau start, că de fapt aia doar a fost așa un test. Pe următoarea stradă, virați. Ar mai veni o variantă și anume... Aici, eu așa am meniu, da? Sunt unele că dai și ți apare mai mare. Deci, căutare, mai multe, coordonate și punem. Punem 51.00. După aia 11, da, ca să fie 11.000. Gata. Habar n-am unde e ăsta. Undeva în Germania, din câte îmi dau seama. Și el mă duce exact pe la punctul ăla. Hai să zic că îl mut un pic ca să fie totuși pe banda asta. Eu cred că asta e. Mai departe, da, hai să vedem. Dau zoom out. Să vedem cam unde e, domnule, chestia asta. Erfurt. Hai că nu e așa departe. În Germania. A? Köln. Ia uite, mă duce de aici până acolo și după aia la Rotterdam. O să vedeți cum facem un triunghiu Bermudelor aici. Mai departe, punct intermediar, da? E mai greu de calculat, că o să am, cred că o să am undeva la 1200 de kilometri. Cam așa, 1200-1400. Dăm start ca să vedem exact cât avem. Hai, încă nu am calculat. Dacă dau pe asta, îmi arată că se calculează 91, 94, 97, 99, 100. Deci, 1134 de kilometri și dacă ne uităm, ne duce pe aceleia, până la Castle, cum se numește, Dortmund, pe la, și după aia ne întoarce pe același drum până pe unde? Pe la Eindhoven, dacă nu mă înșel. Ne întoarce și la Arnhem. La Arnhem ne bifurcă. Da. Deci cam astea cu punctele intermediare. Mai multe. Și dacă vrem să scoatem punctul intermediar, da, am pus mai multe puncte și vrem să scoatem, tot așa, îi dăm la traseu, editare traseu, și aici putem șterge, da, de ștersul ăla. Oba. Dăm de coșuleț,
Sau dacă vrem să le organizăm altfel, reordonare și le putem muta noi aici de săgețele astea. Da? Acum eu o să le șterg. Ok, șterge și rămâne doar Rotterdam-ul unde trebuie să merg eu. Acum se calculează mult mai ușor. 189 de kilometri, o oră și 20. Mulțumesc pentru vizionare, vă salut, drumuri bune!